Bună, sunt Eliza și astăzi o să vă prezint calul magic. Să începem! Bună, copii! Mă mai cunoașteți? Sunt Căpșunica și azi o să vă prezint nu povestea asta, și altă poveste. Mai știți atunci mănușa magică a fost foarte caragios ultima. Dar din prin început vreau să vă prezint calul magic. Deci să începem să nu mai vățim așa mult. Oh, bună, nu te-am văzut. Mergea și eu liniștit pe aici. Când deodată am văzut și eu un calculator. Hai să ți-l arăt. Am văzut acest calculator și mi se pare cunoscut. Dar nu merge. Da, nu merge. A? Poate pe aici? A, aici. Pascunce. A, da, da, și nu umblă maciu. În primul rând, mi s-a părut ciudat. Dar o să vină ceva în schimbul meu, fiindcă eu vreau să mă plimb cu mașina. Da, și n-aveam ce să facem. Da. Păi, asta a fost ciudat, fiindcă oaia și... Abar n-am cine mai era. Deloc. Și povestea asta va fi foarte scurtă. Știu, pentru că va avea mulți puțini oameni. Au. Bine, copii, dacă vreți, știu o poezioară. Eu cu ea. Toți copiii pe pământ, mame și iubesc nespus și își pun inima prin cânt și ocrotiți sunt de Iisus. Toți copiii de Crăciun merită o bucurie și de aceea vreau să spun copii triști să nu fie. Ce mai voce ciudată! Asta este foarte ilegal. Nici n-am văzut în viața mea așa ceva. Nu am văzut o strofă așa de ciudată și nici nu-i Crăciunul măcar. Este doar noapte frumoasă. Dar în primul rând nu o să fac așa ceva și o să plec din sărite. Ai grijă cum vorbești, că pe copii trebuie să-i împlinești. Știu și eu o poezioară foarte lungă, lungă iară. Acum era că l-am uitat. Ursuleț, ursuleț, merită o bucurie. Ursuleț, ursuleț, merită de Crăciun. În cococică tare, jucă-i ouă de mogare. Eu fac pozne mare, mare și de aceea vreau să spun că s-a terminat azi Crăciun. Și când o să primiți dulciuri, eu o să le fur. Nimeni nu mai avea nimic de sărit. Nu faceți pune așa, drele, că eu sunt bună. Eu am fost tratată așa, dar eu nu o să fac așa. Nu o să te las să fur dulciurile și nu o să te las să fur nimic. Azi povestea s-a terminat și am încheiat această poveste. Am încheiat-o deja, hai să începem. Vă voi prezenta marionetele. Față de fericit. Acestea au fost toți. Sper că v-a plăcut și acum o să sărim. Și o să sărim. Și o să sărim și pa.